Vineri, 26 octombrie 2018, în sala de sport a școlii gimnaziale Nanu Mușcel, Consiliul Elevilor și cadrele didactice au organizat balul de Halloween. Petrecerea a început cu un concurs de talent, a continuat cu parada costumelor și expoziția de dovleci sculptați. Atracția petrecerii au fost costumele de toamnă pe care micuții le-au îmbrăcat. Cu ocazia Halloween-ului, școala Nanu Mușcel s-a gândit să organizeze ca în fiecare an balul de Halloween. Această tradiție este din America, dar noi am preluat-o și ne bucurăm cu mic cu mare că putem face acest bal. Probele de la acest bal vor fi parada costumelor, concurs de talente și cel care mănâncă cel mai repede un măr. O parte a elevilor au purtat un ecuson în cadrul campaniei The Block agresivității pe internet, care face parte din proiectul Ora de Net, derulat de organizația Salvați Copiii. Consiliul Elevilor și cadrele didactice din școala gimnazială Nanu Mușcel întâmpină în acest an Halloween-ul mai devreme, pe 26 octombrie. Suntem în sala de sport și, după cum ați văzut, am avut prima probă, un concurs de talent. O să urmeze și o probă de jurizare a costumelor. Așteptăm vrăjitoarele, așteptăm scheleții, vampirii să arate tot ce pot. Copiii au dansat toată seara și s-au veselit alături de profesorii școlii Nanu Mușcel, atmosfera fiind una de neuitat pentru aceștia.